Pinguinul Pingi, mascota evenimentului Sărbările Iernii Reghinene, a invitat personal reghinenii la distracție și mișcare. Sub sloganul Mișcarea este viață, viața este mișcare, Asociația Sportul pentru Toți organizează în premieră pentru toate categoriile de vârstă mai multe concursuri de patinaj și săniuș. Sub sloganul Viața e mișcare, mișcare este viață, invităm încă o dată pe toți să vină cu începere de la orele 15 la Săniuța de Argint, unde 100 de medalii, 9 cupe frumoase, la fel diplome de participare, voie bună, 2 ore de sănătate și, de ce nu, socializare. Facem lumea un pic mai sănătoasă și la minte și la trup. Și pentru seniori se organizează. Credeți că veți participa? Păi să vedem cum o fi atunci. Mai iubiți mișcarea, vă plimbați, mergeți la săniuș? Da. Aerul și plimbare. Place, nu, mulțumim pentru informație, îmi pare bine, nu știam altfel. Pentru mine mai aia trebuie plimbare și mâncare puțin și umblăm. Sănătate și vă invităm sus la releu. Da. Nu, mergem, mulțumim de informație. Vei participa, te interesează? Nu. De ce? Am treabă și sunt și accidentat. Dar dacă n-ai fi accidentat, ai participa? Cu siguranță. Cred că da. Este mâine, joi, la ora 3. După masă, la 3. Bun, mulțumesc. Sărbările iernii continuă sâmbătă, 8 februarie, de la ora 10, la patinoarul din Parcul Tineretului, unde se va desfășura concursul Micul și Marele Patinator. Dar până atunci, rețineți invitația lui Pingi. Pingi vă cheamă mâine la Pădurea Rotundă, la un concurs de săniuș, la ora 15, toți copiii.